Vineri și sâmbătă în incinta Alba Mall a avut loc un târg de produse tradiționale. Albaiurienii cu mic și mare au luat cu asalt tarabele care au găzduit mâncăruri sănătoase și naturale. De la pâinea tradițională și până la uleiul de dovleac, albaiurienii au plecat cu plasele pline, cu toate că prețul acestor produse este puțin piperat. Dar ce nu face omul pentru sănătate? Cele mai căutate standuri au fost cele care prezentau produse și preparate din carne. Că tot suntem în apropierea Crăciunului, albaiulienii s-au grăbit să guste din merindele care vor fi și pe masa de Crăciun. Găseți o carne, un kaiser, tocanul de oaie, telemeau, brânza de burduf, un cașcaval uscat bun, foarte bun e. Le-ați produs dumneavoastră? Conturi le-am produs, de la stână, sporcii, zoile și măgarii pe drum. Aveți căutare la asemenea produs? Da, da, avem. Ale lumea în creiere noi, mă duc pe târguri și trebuie să fii serios. Trebuie să fii serios, că aia merge foarte mult. Să ne apropiem de un adevăr unul cu altul, da. Nu mai tătrișăm atâta. Contează mult să mâncăm sănătos și 100% natural? Nu mai, dar bunicii noștri de ce au trăit atâta? Nu cumpăra nimic, tot o produs ei, tot o produs ei. Acum trebuie să căiesc, că n-au bani, dar nu de produs nu produc, așteaptă să producă cineva. Trebuie să punem mâna pe ce este. Ce ne încojoară până noi fiecare unde suntem? Că altfel nu mergem. Noi ne ducem și generația tânără rămâne și să neacă. Deja ne cadă că zice că e criză. Să știți că criza e numai de la cap. Să știți, nu e la... Că dacă muncești, ai un pic cu un pic, trebuie să ai grijă de două picuri. Să înțeleg că nu vă plângeți de clientelă. Nu mă plâng, dar sunt foarte serioasă și de la mulți oilor și până cel vântă de eu o fac toate celea. Cu ajutoare, dar rolul principal e mama mărioară. Cârnațul, toba, caltaboșul și brânza se împacă foarte bine cu o pâine rumenă, coaptă în cuptoarele vechi, lăsate de saș în Petrești. Astăzi am adus pâine de casă, fabricată la Petrești. Este o pâine fără ameliorători și încercăm să ne promovăm produsul în vederea conștientizării populației să mănânce produse sănătoase, fără chimicale. Cel puțin pâinea se asprește și omul când pune mâna pe ea, zice, e aspră. De când e? Nu e proaspătă. Tot timpul omul are intenția și să fie proaspătă, moale, ca cele cu chimicale, care tot timpul stau 3-4 zile moi. Pentru desert, albaiulienii puteau alege mierea cu nucă sau puiul târgului. Ne prezentați și nouă puțin puiul târgului. Da, puiul târgului este turtă dulce tradițională, halviță, bomboane. Cum sunt produse? Acasă, manual, toate executate manual de mine și soția mea, cu multă grijă, să iasă o calitate ireproșabilă. Ingredientele? Cele mai este sunt făină, zahăr, miere, mirodenile naturale, care le dau gustul specific al turtei dulci. 100% naturale? Exact, exact. Aici găsim toate produsele stupului. Deci produse apicole bio, deci sunt certificați bio. Avem miere și restul produselor. Miere de salcâm, de tăi, de fânați, miere cu lăpișori de matcă, păstură, fagure, miere cu propolis, polen, lăpișori de matcă, suc de cătină cu miere. Cred că munciți mult, se merită? Păi se merită dacă reușim să și desfacem. Desfacerea este cea mai mare problemă. Și aceste târguri sunt binevenite? Da, sunt exact la locul unde trebuie. Nici standul cu uleiuri vegetale din semințe de dovleac și floarea soarelui nu a fost neglijat. Suntem producători de uleiuri presate la rece, de dovleac, floarea soarelui și in. Venim din județul Cluj, de la Luna. Da, sunt 100% naturale. Sunt produse, așa cum v-am spus, obținute prin tehnologia presării la rece, din semințe din zona noastră, cu excepția uleiului de in, care este un ulei obținut din semințe certificate bio. Albaiulienii au salutat ideea de a avea aceste târguri în oraș. Cu toate că prețul produselor este puțin mai mare decât în supermarketuri, au mare căutare și, bineînțeles, trecere. De ce ați ales aceste produse tradiționale? Pentru că mi se par naturale, făcute în casă și arată bine. Căutați astfel de produse? Da, de regulă caut. De ce? Pentru că le simt mai sănătoase, mai potrivite cu felul meu de a
fi de a exista mai natural așa un pic. Ce părere aveți de aceste târguri organizate în orașul nostru? Cred că sunt o idee foarte bună și probabil dacă s-ar instaura așa o obișnuință, ar fi și mai bine. Domnule, foarte bine că se mai întâmplă așa ceva și în Alba Iulia, ca să știe și dumneavoastră, pentru că sunt rarități, mai ales cu produse naturiste. Și cumpărătorii care le plac asemenea lucruri și au și ceva bani, e și normal să vină să cumpere de la dânsii, că sperăm că sunt cinstiți, că sunt într-adevăr naturale acestea. Dumneavoastră căutați astfel de produse? Le caut, bineînțeles, dar le găsim cam greu, mai ales la supermarketuri. Ce căutați la aceste târguri în special? Mâncare de calitate și tradițională românescă. Vă bazați pe aceste produse? Da, tot timpul. Sunt mai sănătoase. Ce părere aveți despre aceste produse, despre acești producători? Păi, produsele sunt de calitate. Producătorii nu sunt favorizați de stat deloc. Deci, până la urmă, trebuie să promovăm produsele românești, nu să le aducem tot de dincolo, știți? În raport calitate-preț? Calitate-preț este cât de cât apropiată. Toate standurile prezente în mall aveau certificate de producători ce atestau naturalețea produselor.